Moldova este una dintre țările pe teritoriul căreia va avea loc cel mai mare exercițiu NATO desfășurat după Războiul Rece, așa cum l-au numit chiar oficiali ai Alianței. La acesta vor participa toți cei 31 de membri ai Alianței, dar și Suedia, țară în proces de aderare. Exercițiul va implica 90.000 de militari, 50 de nave de război, 80 de avioane, 1.100 de vehicule de luptă. Între timp, militarii moldoveni se antrenează alături de colegii români în țara vecină. NATO a anunțat joia trecută că lansează exercițiul Steadfast Defender 2024, care se va ține din ianuarie până la sfârșitul lunii mai și la care vor participa toți cei 31 de membri NATO, precum și Suedia, țară în proces de aderare. Mega manevre militare vor avea loc inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Comandantul superior al Alianței, Chris Cavole, a declarat că NATO lansează cel mai mare exercițiu de după Războiul Rece, repetând modul în care trupele americane ar putea întări aliații europeni în țările care se învecinează cu Rusia și pe flancul estic al Alianței, în cazul în care un conflict ar izbucni cu un adversar aproape de egalitate. Aproximativ 90.000 de militari urmează să se alăture exercițiilor Steadfast Defender 2024, care se vor desfășura până în luna mai, a declarat oficialul NATO la o conferință de presă. Potrivit unui document intern al Alianței Nord-Atlantice văzut de Europa Liberă, Republica Moldova este singura țară membră și necandidată la aderarea la Alianță, care va găzdui activități în cadrul celor mai mari manevre militare NATO de la Războiul Rece încoace. Documentul indică că țara noastră va fi implicată cel puțin în calitate de gazdă în cadrul antrenamentului Swift Response. Instruirile sunt programate pentru 5-24 mai și se vor ține în Estonia, Ungaria, Italia, Moldova, Macedonia de Nord, Polonia, România și Suedia. Documentele NATO nu spun că Alianța va exersa reacția la o eventuală agresiune a Rusiei împotriva unei țări membre, dar precizează că scopul este testarea capacității de luptă într-un scenariu de conflict emergent simulat cu un adversar aproape egal. În privat, surse NATO ne-au spus, fără ezitare, sigur că e vorba de Rusia, mai scrie Europa Liberă. La manevre vor participa 90.000 de militari, peste 50 de nave de la portavioane la distrugătoare, peste 80 de avioane de luptă, elicoptere și drone și cel puțin 1.100 de vehicule de luptă. Exercițiile vin pe fondul relativei stagnări a frontului din Ucraina, dar și după ce țările baltice, care vor juca un rol important în aplicații, au avertizat că dacă se declară armistițiu în Ucraina, Rusia îl va folosi pentru a se regrupa în nord-vest ca să le amenințe. Duminică, Kremlinul a anunțat că amploarea aplicațiilor NATO marchează o întoarcere irevocabilă a Alianței la manevrele Războiului Rece. Aceste antrenamente sunt un alt element al războiului hibrid declanșat de Occident împotriva Rusiei, a declarat ministrul adjunct de externe de la Moscova, Alexandru Grușco, pentru agenția de presă RIA. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, un grup de militari ai Armatei Naționale efectuează aplicații planificate alături de colegii români. Antrenamentele au început în 14 ianuarie și se vor finaliza în data de 26 în România. Conform comunicatului, scopul tragerilor de luptă este asigurarea interoperabilității între forțele participante.